David Popovici înoată cu viteză spre istoria natației. Românul de doar 17 ani a devenit astăzi dublu campion european, asta după ce reușise și la Mondialul de la Budapesta să câștige cursele de 100 de metri și 200 de metri liber. Brett Hawke, vicecampion mondial, a vorbit în exclusivitate la Aleph News despre performanțele tânărului Popovici. He's taking the sport to another level. He's taking swimming to another level and this kid is phenomenal. And we're very, very fortunate to be seeing something very special at such a young age. The kid is 17 years old. He swam 46.8 in the 100 freestyle, faster than any man has ever swum in the history of the sport. So now is the time to be talking about this young man as not only the future of the sport, but one of the greatest athletes in its history. La finalul cursei, David Popovici s-a declarat mulțumit de parcursul său de până acum de la Roma. Toată atenția lui se concentrează către proba de 400 de metri liber de mâine. Am coborât fix cum voiam, sub 1.43. Ne-am propus neapărat un timp pentru această cursă, dar cred că am reușit fix ce voiam. E a doua cursă foarte bună. Mă îndrept cu viteză spre a treia, cea de 400. Un teritoriu necunoscut, dar vom vedea ce iese și de acolo.